Dragnea a început petrecerea mai devreme, motiv de mare sărbătoare în casa liderului PSD. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat chef mare la PSD, luni, după un pariu câștigat pe Facebook. Un internaut trebuie să aducă la DADBR pierdut la pariu cu Dragnea, în timp ce liderul PSD va aduce micii Ivan Cinge geretarul în curtea PSD. Liviu Dragnea a început petrecerea mai devreme, pentru că astăzi este ziua de nume a iubitei sale, Irina Tăinase. Credincioii ortodoxi sărbătoresc pe data de 5 mai ziua Sfintei Mucenie Irina, al cărei nume semnific pacea. Cine a fost Sfânta Irina? Irina a fost singura fiică a lui Liciniu, rege în cetatea Magedon. Sfânta Mucenită Irina s-a născut pagana, iar numele ei a fost la început Penelope. Când a împlinit 6 ani, tatăl ei a zidit pentru ea, dincolo de cetate, un turn cu multe camere. A fost închisă în acest turn, împreună cu 13 fecioare, o invatatoare cu numele Cariasicu Apelian, un batran intelect. Într-o noapte, i-a apărut invis îngerul lui Dumnezeu care i-a spus, Penelope, de acum nu te vei mai numi Asa, ci Irina, pace. Si vei fi multora scapare si adapostire si prin tine se vor mântui multe suflete, iar numele tău va fi mare în toată lumea. Sfânta Irina a aflat despre Hristos de la Apelian si a primit botezul de la Sfântul Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Trecerea sa la creștinism l-a infuriat pe tatăl ei, motiv pentru care a dorit să o supună la diferite torturi. Prin darul primit de la Dumnezeu, Sfânta Irina îl va converti în chip minunat pe tatăl ei la creștinism. A fost supusă la multe chinuri în vremea a patrui împăratii. Regele Sedechia a îngropat o pana lagat într-o groapă umplută cu serpisi cu scorpion, dar îngerul Domnului a pazit-o pe Sfânta Fecioara Mucenită întreaga. Apoi regele a încercat să o taie în două cu fierastraul, dar fierastraul s-a frânt de trupul ei ca și când trupul ar fi fost de marmură. Același rege a legat-o de o roată de moara sub o moara de apa și a dat drumul suvoiului, nadajduind ca a sa fecioara mucenită se va ineca. Dar apa nu a curs, ci a stat pe loc, iar fecioara a rămas vie și nevata mata. Regele Saport, fiul regelui Sedechia i-a pus în picioare încaltaminte de fier, i-a încarcat în spate un sac de nisip, a înhamat-o la o caruta și a pus să fie manata ca un animal cale lungă dincolo de cetate. Cu adevărat sunt ca o vită înaintea ta, o Doamne! A rostit mucenita, alergând legata în urma tortionarilor ei. Dar îngerul Domnului a cutremurat pământul, iar pământul s-a deschis și a înghitit pe chinuitori. Supraviețuind tuturor torturilor, mulți pagani au lepădat paganismul și au alergat la Hristos crezând și botezându-se. Irina a intrat în cetatea lui Calinicus pentru predicarea Evangheliei.
regele de atunci al cetății, Numerian, a aruncat-o consecutiv în trei tauri din metal încins. Dar ea nu a murit. Când Irina a sosit în cetatea Mesembria, a fost omorată de regele Sapur, dar Dumnezeu a înviat-o. Regele și mult din popor, văzând aceasta, au crezut în Hristos și s-au botezat. În cele din urmă, sfânta mucenita Irina s-a întins într-un sicriu și a poruncit lui Apelian să-l închidă. După 4 zile, când au deschis sicriul, au văzut că trupul Irinei nu mai era în el. A s-a proslavit-o Dumnezeu în veci pe sfânta mare mucenita Irina.